A fost vigerie puternică în județul Timiș, unde acoperișul unei benzinării a fost smuls. Pompierii au intervenit după ce acoperișul acestei benzinării din localitatea Bilă, județul Timiș, a fost luat de vânt și a blocat traficul rutier pe DN6. Din cauza vântului puternic, pompierii au fost solicitați să intervină și pentru îndepărtarea unor copaci căzuți pe carosabil. După valul infernal de căldură, 19 județe intră sub avertizări de cod galben și portocaliu de vreme severă. Ploile torențiale, grindina și vijeriile vor pune stăpânire pe zona de sud-vest a țării până astăzi.